salut, sunt Casian și în minutele următoare îți voi prezenta un tutorial despre cum se creează un logo de firmă, cum se creează o insignă pentru site-ul tău sau website-ul tău sau compania ta, da? Bun, pentru asta avem nevoie de Photoshop, clar. Mergem la File, la New, da? Scriem un element de Full HD, da? 1920x1080. Rezoluția, dacă e logo, putem să-l și descărcăm. La foaie, atunci îl dăm la 300 și dăm pe 8 bits, pe RGB. Dăm OK și observăm ceva, că s-au deschis foaia, da? Bun, modificăm background-ul, punem BG. Da? Să văd dacă merge acum, da. Mergem la filter. Mai întâi să creăm ceva spațiu da? Zicem că facem la un site de gen NASA, de spațiu, da? În spațiu. Da, mergem la selectăm BG-ul, mergem la filter, la blur, Gaussian blur. Ba nu, invers, doamne. Filter. Filter. Render. Nu. No. Noise, ADD noise, da. Da. Dăm OK. Din nou mergem la filter. Blur. Gaussian blur. Puneți pe 0,4, da. Așa. Merem la Image, Adjustments, Levels și ne jucăm acum pentru a face mai puține albe din alea. Doar câteva ca să se vadă acolo, dăm OK. Dar e culmea că probabil că nu avem background. Dăm nou, dar e ok așa. Bun, și acum să-i dăm o formă la logo-ul nostru. Să zicem că face parte dintr-un spațiu, deci poate să fie rotund, poate să fie oval, poate să fie cum vrea. Hai să facem oval. Selectăm o culoare, să vedem și noi. Un alb, de ce nu, deocamdată. Bun, am creat shape-ul. Mergem la shape, la blading option, deocamdată. Bifăm gradient overlay, da. Punem în loc de negru, să punem o culoare așa mai albastră, da. Pentru că dacă este un site de de spațiu, de NASA, gen, abordăm întotdeauna la un tutorial, abordăm serios treaba, ca și cum lucrăm, ca și cum lucrăm pentru un site adevărat, pentru, de exemplu, site-ul meu sau site-ul vostru. Bifăm inner glow, outer glow. Bun, mergem la inner glow și punem o culoare mai albastră deschisă. Punem size-ul pe la 13 și ciocul la 1. Da. Intrăm la outer glow, la outer glow. Un albastru din ăsta, dar mai pal. Da. Size-ul îl punem la 24-25, ciocul îl punem de data asta la 2 și putem bifa drept shadow, punem unghiul la 90 de grade, dăm pe blending modul normal, opacitatea o punem la 50%, distanța o punem la 3 și size-ul la 2. Da, nu prea se vede efectul ăsta, dar e bine să avem
o umbră, ceva credibil. Dăm OK. Bun, și momentan arată destul de sec, dar să punem și textul. Da? Ui, cam lita mai textul. Hai să scriem NASA, să zicem. Și modificăm fontul. Eu am aici un font, nu știu dacă merge cu el. Unde e? Before, cu ăsta. No, no. Știu că am avut odată un font din ăsta tare fain. Da, putem să lăsăm pe impact. Da, punem pe alb. Pentru a fi vizibil. Oh, Ctrl Z. Ok, ce ne-am făcut noi la shape-ul nostru este un singur lucru, fill opacity scădeți la 0. Da. Mergem la NASA, intrăm în Layer Style, Editing Options. Și acum vom face de o singură culoare, ca și cum ar fi intrat, ar fi scos din figura noastră. Deci, facem culoarea asta, să zicem, cu culoarea asta. Așa nu e prea vizibil deocamdată, dar bifăm inner glow, punem pe culoarea alb, punem size la 10, ciocul la 1, la 3, la 5, nu, la 2, da, outer glow nu, inner shadow putem să-i dăm unghiul la 90 de grade și distanța putem să punem la 6. Da, și size-ul putem să-l punem la 7. Da, deci cât să-i dăm un efect de intrare, de introducere a textului în figură. Punem size-ul totuși la 2 și distanța o punem la 3. Opacitatea mai la 0, mai... Dar deja are efectul de ieșit din text. Da, ok. Dacă dăm un outer glow, ce se întâmplă? Nu. Da, nu-i dăm. Ok. Bun, și punem pe la mijloc. Și ar trebui acum să facem mai grandios, dar mergem, bifăm shape-ul, mergem la filter, render, nu, nu, la blur, da, la blur, Gaussian blur, dar nu, mergem și facem încă o copie, mergem la filter, blur, Gaussian blur, vedem ce iese. Puneți pe la 1,6, dați OK. Și scădem opacitatea mai pe la 74. Așa, ce mai putem să-i dăm? Să mai dăm un pic, ce să mai dăm? Mergem la copia shape-ului, la filter, distort, Serious, de ce nu? Dăm OK. Dăm un control T. Îl punem aici, ca și forma dată de data trecută. Așa. Dăm un OK. Putem să lăsăm și așa, bun. Și să mai dăm ceva prin el, să mai băgăm. Să-i punem, să zicem, ăsta, semnul ăsta. Îl punem galben. De fapt, nici nu prea contează culoarea acum de aici, dar putem să-i dăm cu asta. Intrăm în layer style. Da. Da, intrăm.
și punem o culoare, dăm la color overlay, punem culoarea asta de FF9C00. Putem să-i dăm un outer glow și o culoare mai închisă. Dacă e bun, inner glow, nu. Drop shadow putem... Ba nu. Lăsăm așa, fără drop shadow. Și facem un layer nou deasupra lunasa. Și dacă am învățat de totul despre pentul, totul, aproape totul, selectăm unealta de pentul, să aveți căsuța asta bifată și dintr-un punct de referință mai pe la mijloc să începem să creăm niște aripi, efecte de aripi, da, de dragon. Așa o aripă, da. Control Z-uri dau. Mai facem o aripă mică. Control Z. Facem și aici așa. Control Z, Control Shift Z. Da, deci trebuie să iasă cât mai cât mai ok. Și închidem. Le denumim shape ăsta layer-ul și spunem layer aripi stânga. Intrăm la pets. Clic cu celălalt stroke pets. Oh, ba nu, dăm cancel, mergem la brush, selectăm un brush mai de 13 cu hardness-ul nu la 10, noi mult 5, work pads, stroke pads, brush-ul ok, delete work pads, sub, punem sub shape. Sub shape 1. Așa. Intrăm aici. Dăm la color overlay. Deci cât să fie un efect sec și scos din uz, deoarece deoarece să fie cel mai interesant, mult mai interesant să fie. Duplicăm aripi stânga, le denumim, punem aripi dreapta și atunci mergem la aripi dreapta, dăm edit, transform și rotație la 90 de grade. No, cancel, control Z, edit, transform, rotate 180 de grade. No, dar de ce nu merge? Control Z. Dar de ce ne complicăm? Dăm un Control T cu Shift-ul apăsat. Da? Pur și simplu tragem. Așa. Da, deci cât să fie un efect de mai scos din uz. Și le putem și, da, face culori, selectăm M sau Rectangle Mark Tool, selectăm, de aici așa, da, selectăm ăsta, primul, da, să aveți layer-ul selectat, da, dăm click cu celălalt, ca și la tutorialul de Paint-ul, Lia Cut, la fel și cu chestia asta la altă. La mai încoace țara. Așa, layer, layer cut. Tot aici. Layer, doamne. Așa. Aripi stânga, la fel și cu asta la alt, cu... Astea facem la fel.
layer via cut și cu ăsta alt facem exact la fel. Bun, aripi stânga și cu aripi dreapta le putem șterge. Și layer 2 putem să mergem, care e layer 2? Da, dreapta, le denumim că, nu știm, aripă dreapta A, aripă dreapta B, aripă stânga A, nu B, și aripă stânga A. Bun, intrăm la aripă dreapta A, în layer style, cât să-i dăm o culoare, putem să-i dăm un roșu de data asta sau putem să-i dăm un verde, hai că dăm un roșu, deci la asta de jos le dăm un roșu, bifăm și outer glow, ca să avem un efect mai vengos, punem de data asta o culoare mai așa, size-ul punem la mare, la mare depărtare, da. No, puneți o culoare mult mai închisă, un albastru închis, așa facem la toate, așa ar fi ok, de ce nu, sau putem să-i dăm un albastru, da, ca să iasă din culoarea asta, să zicem. Copiem aripă dreapta A la layer style, copiem și dăm aripă A stânga paste. Bun, și astea, B-urile astea, dăm un layer style. Și la gradient overlay de data asta schimbăm culoarea, la color overlay schimbăm culoarea, punem un roz. Da, punem un roz și outer glow. Da, punem de culoarea asta. Size-ul punem la 50. Nu, bif, nu face în umbra noastră ciocul ăla. Copiem din layer style, dăm paste layer style la celălalt și vedem că avem un logo destul de interesting. Bun. Bine, mai puteți adăuga texturi, să zicem, hai să adăugăm o textură interesantă. Texturi. Și dăm texturi de, să zicem, nu știu, mă gândesc, mă uit acum. Materialul ăla m-ar interesa. Aici, la material, intrăm și selectăm o culoare. Asta o selectăm. Nu cred că arată bine cu o textură un logo. Cel mai bine ar fi să fie simplu întotdeauna. Mie îmi place să fiu simplu, nu să mă complic cu 1000 de chestii. Am dat Ctrl C, Ctrl V, da, pentru paste. Așa, punem deasupra shape-urilor și control, ținem controlul apăsat, selectăm shape-ul 1 și shape 2, control shift i, inversăm, delete, control d pentru deselect, intrăm la blending, nu, la blending option, nu, la schimbăm stilul sau cum e, m-am uitat. Punem pe screen, no, overlay, nu, pe multiply,
Da, pe multiplayer era destul de ok, filul, nu, opacitatea o scădem la 65 și avem un logo destul de interesting. Bun. Până data viitoare, rămâneți cu ochii pe noi, nu uitați că avem free stuff, avem tutoriale cu Edit Pro și Photoshop. Dacă doriți să ne fiți asta, să ne fiți de ajutor, adică să intrați în personal, dați acolo la contact și trimiteți-ne un mail. În curând voi pune și chestia aia de parteneriat, da? Deci dacă doriți să faceți parteneriat cu noi, veți completa un alt formular mai interesant. Bun. Nu uitați de subscribe-uri și like-uri. Până data viitoare, ciuș!